мусор газовый, Я стой, Оляка, стой, Света, стой, Оляка. Щини господару сатului. Щини господару сатului. Примару. Примару. Да. Да, Лили, да, Лулиля. Ну, есть кень батаил. А Лулиля исправник. Я он дат ла прокуратуры. Доамна Лиля, ай фост инвитата? Официал? Да. Pin telefon. Înscris? Eu am scoasă. Sunt la Târnova. Nu mă interesează, tot e înscris. Târnova, domn Dușeni. Eu nu cred. Oficial. Bun, 6 hectare de pământ, doamnă, în alb. A fost comisie, eu v-am invitat. Eu, doamna Maria, eu am invitat-o odată, a doilea oară. A fost comisie, eu am invitat BTI-ul. A fost comisie, s-a făcut procesul verbal? Da. Da. Dați-ne o copie la procesul verbal să vedem. Dar nu-și vine, doamna. Da. Doamna Maria, dar de ce trebuie să asiste iar Sârbu Teodor în comisia la pământul lui? Nu asiste. Nu asiste. Nu asiste. Când mi se împarte pământul meu. Ei nu asiste, dar pământul a fost la dâns și eu nu știu. Dar care e problema cu pământul meu? Și are el atât la mine? Ba, ta mergi cu mine și bătăiu și-ți măsură pământul pe loc. Clar. Încă o întrebare, domn primar, eu n-am de... Dar cu anii din urmă, lasă-l lămurească, n-am judecată. Fost... Judecată. Cu anii din urmă, e dată în judecată. Două ori în tot. Eu și pot să-i spun, doamnă Maria, cu anii din urmă. Anii din urmă, eu după Sârbu am umblat 2 ani de zile. Mă tați și în locul meu, pot să răspund cu anii din urmă? Nu, eu pur și simplu dau întrebarea. Cu anii din urmă... Anii din urmă, Sârbu, e dată în judecată. Dar nu-i pământul matale numai la Sârbu, acolo e împărțit în mai mult și la... Dar nu mă interesează cui pământ și cum, eu pe mine grăiesc. Nu, sare în vedere că toate 6 hectare nu sunt la Sârbu. Nu, nu, două cote sunt la Sârbu, două cote și mătare le-au dat la chiria. El a făcut ce-o vrut. O vrut mi le-o dat, o vrut le-o luat, o vrut... Așa-i, am vrut să stai livada, o zis că trebuie un pachet de documente. Când am venit cu bani să iau, n-am și luat că de-am furat vecinul. Vecinul strângă că nu de-l-a furat. Dar să lămurească de unde are, văd până am un echip de lămurire. Păi da, acum când merge să-i măsoare pământul, unde e terenul? Doamna Maria, uh-huh. Am chemat așa, BTI-ul, am chemat... Este primarul de Târnova, domn Dușeni. Da. Am chemat BTI-ul, au fost oameni aici pe loc. Am anunțat-o prin telefon, odată, pe doamna Lilea, este scos de la... Dar voi aveți așa om aici în primărie care duce citațiile pe casă. A fost omul, a fost doamna la mata acasă, nu era nimeni acasă. Domnul, eu primesc de la Ala la poștă, ea are număr de telefon. O să-ți dăm pe poștă, dar... Dacă intră ieri de o zi, a doua zi eu sunt la poștă. Dar da, are problema. Dacă mie nu te vede... Sveta, scoate eu sternul din pământul. Spuneți-mă, rog, de unde să iau de ăștia par care să-i pun? Asta nu e mie... Mata trebuie. Păi, dar și era ajutor la primărie. Mata trebuie. În primul rând, în dați pământul, el îi arată cu... Ei patru țărușe mari și țelibat și gata, da. La 10 și problemă, e drept, doamne. La 10 păcăți trebuie 40 de țărușe. Dar și, da, nu. Dar ele sunt în părțile. Ideea că dacă îi dă cotele, ei ajutorul și-au de 6.000, nu el mai dă aia ca care e. Corect, corect. Dar cum să nu îl dă, dacă el... Ia stai, Oleacă, liniștește-te. Cum să nu ți-l dă, dacă tu anii ăștia n-ai primit nimic? Dar eu liniștită. Apoi eu ce-ți spun? Cum să nu ți-l dă? Ar să-l dă. Anii ăștia, tu nu te-ai folosit de pământ. Absolut. Da. Nu ți-o dat nici asistența socială și odată în 10 ani de zile, cred că 6.000 de lei, asta nu sunt mari bani. Nu, n-ar să-l dă. Ar să-l dă. Ai să dai în judecat dacă n-ar să dai. Au să plătească... De lei ni s-au mânat că eu plătesc are... 500 de lei din noiembrie pe... Asta e prin călzări. Asta e perioada Reșii. Dar Reșii și cu ajutor social, 1000 de lei n-are nică. Una cu alta n-are nică. Niciodată n-ai primit nici un leu de la asistența socială. Asistența socială care pe perioada Reșii, a doilea, 2 ani de zile... A Reșii n-are treabă. Reșii primesc tot. Niciodată. Niciodată, vedeți? Eu fabricat-o cu pământurile ani de zile. Și bolnavă, da. Dacă și erai pământurile, o duceau la Costijeni, înțelegeți? La Bălți, că este la Bălți aici, domnul Dușeni, duci la Bălți. Noi n-am terminat cu pământurile. Hai spune. Ascultați-mă o dată, și fel de titluri mă tamă posare. Titluri? Cum și fel de titluri? Care titluri? Titluri provizoare.
Ori titluri pe pământ nu le face primărie, doamnă Sfântă. Primăria nu dă nimic, da, acelea care face bătaie, eu nu, dar să nu este provizorie. Provizorie poate vă dai pe socile astea și aveți dumneavoastră. Da, da, ei spune că eu am cumpărat de la mama soci, cum chiar nu e rușine să-i spui că eu am cumpărat de la mama mie soci, mama mie poate să-i vândă, el nici nu se aude măcar și vorbim. El trebuie să rămâie ca moștenire, dacă mama le vine. El trebuie să rămâie ca moștenire, corect. Dar ei le-au vândut ca străini, doamnă Marie, că eu altfel nu putem străi eu. Eu eram obligată să le cumpăr, dacă nu, nu mi le da. Și lumea în satul Târnova nu are titluri. Tăi satul din pretor știu. Să dea titluri. Și Drochea tot așa e, Drochea tot așa e, tot nu are titluri. Aici, aici Fede au pus mână pe tăi satele și legat Drochea cu Târnova. Așa e linia cadastra, cum e familia ea? Bârladean. Bârladean. E așa în foietă și așa e... Nu știu cum am cu încredere că eu nu am să văd nimic, dar de ce eu să nu văd 16 soci alu tata care a lucrat la Ptiț Fabrică, că Valentin mi-a arătat în cartea roșie, sunt, dar nu ți-l ideu. Acum așa e, nu cum așa e. Ia stați, mă duc să chem doamna și ei care are probleme, muș. Eu văd că eu venit la Chișinău, dar repede, repede, repede eu vin. Oameni buni, mă aflu la Târnova, domn Dușeni, aici e jale mare, în primărie, am adus o doamnă cu trei copii. O doamnă cu trei copii. Haide-mă, haide-mă! Haide-mă, eu stau și te aștept, dar tu nu vii. Nu trebuie să ai frică. Haide-mă, trei copii. Trei copii sărmană. Trebuie să aibă frică de Valentin Cebotari. Haide-mă, hai, vină, vină la primar. Vină, nu te teme. Eu aștept, aștept, văd că tu zici. Trei copii sărmană sângurică. Ajutor zero. Vină încă așa. Și dă din pământul meu, o bună bucată odată, o bună frășie, să vie tot el și să ne-l măsoare. Eu n-am să plătesc cadastru în tătamă, că eu dacă mă duc peste hotare și a fost COVID-ul ăsta și n-am putut să vin, eu oricum vin odată și odată. Dar mie lumea îmi spune... Asta e lep din ei procură. Dar mă, este procură făcută. Este procură. Da, da. Ia uitați-vă, doamna asta, domnișoara asta, doamnă, tânără mamă cu trei copii. Au depus actele pentru copii să primească bani. Nu primit nici un leu de una. Pe timp de pandemie... Unde ai depus actele? La doamna Liliana, da? Actele și ele, după ce le depui, îți duc la domn Dășeni, nu-i de la noi. Nu-i primăria, doamna Maria. Eu înțeleg că nu-i primăria, dar chiar mama cu trei copii s-o amenință Valentin Ciubotari că e casa, că e doar, știți unii casa ei? Ca primar, știți unii casa ei? Știu. Da, unde? Am fost la matare. Da? Am fost... El merită niște bani din fondul de rezervă, de la primărie, din ajutoare sociale, cum așa? Din ajutoare sociale, din fondul noi fond de rezervă la primărie să facem așa ajutoare, n-avem. Dar cum să iei, Valentin Cibotari, cum să iei casa așa de ușor? Și spune, o întâlnește în drum? Nu s-a luat casa, a fost domn? Casa nu s-a luat, el pe drum, pur și simplu. El vrea să o cumpere pe la cimitir, casa, și îi pune, bat 5.000 de lei, bat 10.000 de lei. Dar ultima dată i-a închis ușa și i-a spus că... Valentin Cibotar, președintele raionului domn Dușeni. Eu spus că să o iei el când să vrea, el și să facă el ce să vrea. Da, dar el așa cu toți. Da, el așa vorbește cu toți. Și ce vrea el și îi pare lui, o vrut să ne iei lucrătorii, să mai ia să vin și cer ajutor pentru gard, dar la ordinul lui Cibotar Valentin din nou ne-a luat lucrători. Asta e diaspora, s-a întors înapoi ca să facă un gard. Ca să-i pui vieță rămate mai departe, că eu mă descurc, slavă Domnului, mă descurc în toate. Dar eu aștept din fondul de rezervă, am să mă duc și am să depun azi din nou la Consiliul Raional. Să văd cum să ajut eu copilul meu. Să văd că eu copil bolnav, trei copii. Aveți în satul ăsta, aveți acolo ajutoare de vreo 200 de copii bolnavi. Cam îți prie mult. Doamne, vin toate de la asistența socială. Da. Dar le comandă primarul, cui să-i dă, cui să nu-i dă. Nu le comandă. N-ar trebui acolo să aveți... Doar... Să vă dă eu, să nu vă dă, ia-mi spuneți dumneavoastră, de ce doamna Maria poate să spui așa cuvinte? Eu m-am semnat, da. Dar cu ce ocazie? E ca Ministerul Sănătății. Eu nu m-am semnat. Ministerul... Dar nu trebuie să vă semnați. Ministerul Sănătății și are cu primărie. Pur și simplu voi alocați un cabinet acolo. Asta e Ministerul Sănătății. Da. Aveți încheiat cu primărie? Componența familie. Ați luat și eu m-am semnat componența familie. Dar nu are treabă domnul primar, că el e de aici, primar, că el e de puțin timp, el n-are, el e, e nou, să zicem, n-are el mare de timp. E de 2 ani de zi. Da, problemele din sat, problemele satului, știe. Ajut,
Dar oricum răspunde, avea dreptul de a rezolva problemele. Cine răspunde în satul Târnova, raionul Dolujenici? Lumea tot scrie, din fondul primăriei. Primarul spus că n-are fonduri, că uitați-vă. Lumea scrie, din fondul primăriei trebuie să depui o cerere. Primarul a spus că n-are fonduri. Cerere nu mă poate să depui la consiliu, nu la primar. Corect, la consiliu, da. La consiliu. La consiliu, când se întărește bugetul, se dă la bolnavi cu cancer, cu care sunt bolnavi. Mamă, mie nu mai e butnică. Nu? N-a scris ce? Am scris, eu personal am dus-o pe masă la asistenta socială. Dar nu la asistenta socială, eu vă spun. Cererea scrie la secretara consiliului și se rezolvă la consiliu. Eu personal am dus-o, doamna Maria, trebuie să-i dai 1000 de lei pe an, că oncul bolnavă, mama mea, nu mai văd, s-o pierdut, 1000 de scuze, nu mai este. Lilia trebuie să primească lunar câte 1000 de lei, că n-are pe nimeni și n-are copii, n-are pe nimeni. Ei trebuie lunar să primească câte 1000 de lei. De la cine, doamna Maria? De la noi? De la asistența socială. Asistența socială. Asistența socială cu domn primar și cu medicul Prodan Ion, am găsit în documente la poliție, de la 3 decembrie, cu număr de ieșire din primărie, iscălit domn Bodorin, 4 persoane cu... Aduceți-ne iscălitura, eu vă spun, domn Maria, însemnați, asta eu vreau să dau în judecată. Că iscălitura mie nu e acolo, poate al domnul Valentin, dar nu e mie. Cu ucescovii, a ieșit o depus comisia multiopțională, să mă duc la spitalul de psihiatrie. La Durcă, da. Din Bălți. Asta mai repede da. Ce botarca. Eu ia ca cu asta, ia dacă dumneavoastră zici că eu am semnat, eu zic domnul Bodorin. Eu, doamna Maria, semnați, eu am să găsesc asta. Lăsați-mă cătați. Nu, eu asta să găsesc. Eu pot să vă spun ce se face și pe apucate că nu dovedesc și să filmez și să mă duc la apă și să fac lucru acasă. Timp de 2 ani de zile, de-a 3 ani de zile, îi repar casa domn Bodorin. Toți spun, și probleme îmi fac, eu noaptea nu dorm, ziua nu dorm, eu n-am odihnă, o secundă, o zis că e sub conducerea lui domn Bodorin. Poftim, toată noaptea urlă la casa mea, îmi rupim prejurul casei, ziua tot așa, eu mă tem, nu că mă tem, dar mi-e frică că măcar și n-are cine căuta. După mine. Și cine deci, a zis că e sub conducerea domnului Bodorin? Și sub conducerea, a zis că așa vrei primar. Domnul Dumitrișă, când m-am Marie. Adresat... Când scrieți, m-am adresat... Dă-l în judecată, domnul judecată, dar eu n-am judecată. Dar de ce? Tu ai depus o cerere de ajutor să te ajute, să-ți repari casa, să-ți faci o reparație. Cum un cuvânt ai greșit, cum e prime. Dar la lor greșeli, ei nu văd. Căldărușul ăsta, cum o cheamă? Domnul Sergei. Tot a fost bine și frumos la adunarea lui Cibotar, când mi-a scos deșchircă și mi-a dat aparare. Da, pare, da. Și erați și dumneavoastră acolo. Și erați și dumneavoastră. Cum? Și ați aparare, da. Cum cetățenii voștri să nu aibă... Nu v-am scos, v-a scos cetățenii. Dar dumneavoastră ca primar. Dar dumneavoastră ca primar. Ați fugit. Dar eu am filmat. La adunare ați stat, dar cine ați sugit afară? Să dați bodyguards într-o parte? Eu am afară cu așa țipi. Nu țipiti, dumneavoastră. Ei, să ce rușine? Matale, ești un primar a satului, a fiecărui cetățean din sat. Nu-i poți dispersa cetățenii, dar trebuie să-i aduni. Trebuie să-i aduni cetățenii. Ai copii bolnavi care în sat sunt 200 de copii bolnavi. Mamele cu copii bolnavi au venit să asculte adunarea și am fost dați afară câți de șchircă. Asta e foarte urât. Asta e foarte urât. Dumneavoastră ca un primar trebuie să fiți primul afară. Bun, aveți întrebări la mine. Eu am întrebări la doamna asta cu 3 copii. Ce faceți? Eu la asistența socială. Eu i-am semnat, i-am făcut astea. V-am semnat... La consiliu. La consiliu la scrie cerere. Este secretarul consiliului și poate scrie cerere și s-a rezolvat la consiliu. Nu rezolv el. Dacă v-ați uitat, doamna Maria, știți, acolo scrie consiliu comunitar. Dar eu știu consiliu. Eu știu la consiliu. De atât o întreb, unde a depus cerere? Dar ce nu i-ați spus că având 3 copii, să aveți grijă de satul, să aveți un sat mare? V-ați acumulat, v-ați luat așa o funcție de răspundere. Primar a satului. Târnova, cu 3800 de locuitori. Așa am citit eu acolo jos.
că aveți 3800 de locuitori, aveți bolnavi, 200 de bolnavi. Ați vizitat bolnava cei de gradul 1, care a fost doamna profesoară, ea voastră din sat. Ați vizitat-o, i-ați dat ajutor, 6000 de lei. Cum o chem? Eu am fost la dânsa, în casă, doamna Maria, da. Am fost și la fetiță, eu vă dau. Și noi am dat și ajutor la doamna și ea. Fiodor Stupanci a dat ajutor la doamna și ea. Tăți o dat ajutor. 6000 de lei i-ați dat să-i cumpere un pat, să-i cumpere un pat. Nu se dă de la primărie, doamna Maria. Dar ce nu ați spus? E că duceți-vă la asistența socială, luați 6000 de lei. De câte ori s-a spus doamna Maria? De ce n-ați adus-o în coace? De câte ori s-a adus? O aduc? Eu am fost, o depus. O depus acum? Da, dar e mult bine, cred că e jos. Aha. Bun, mai aveți ceva întrebări la mine? Vreau pământul măsurat. Haideți să... Scris cerere la... Dar poți scris cerere. O scris, cărămnită casă o scris. 21 mai o scris. Ieși și scrie cerere, amu ea la ajutor. Haideți să la asistența socială și depune cerere la Consiliu pentru fondul din fondul de rezervă să acorde ceva bani pentru copilaș. Să vedem la cadastră. Da. Tu mă auzi? Maria. La secretarul Consiliului. Aici? Sus, da. Aici, e parcă aici. Unde e secretarul Consiliului? Aici. Du-și scrie cerere, hai. Intră, intră. La fondul de rezervă. Las știu. Hai, că este primarul, da, vai. Intră și na. Trei copilași ăsta, hai, intră și scrie cerere. Și avea asta, aici cerere nu scrie, doamna Maria. Dar unde e secretarul? Secretarul Consiliului, doamna Maria. Ia uite-o, secretarul. Ia câte-o, hai de intră. Intră, hai, domn primar, ajutați-o. Spuneți-o, scrie. Stați-o, lăsă loc și viață, amuși. Unde e? Hai că vin, stai că aici să o pun, scrie cerere. Eu plecat, doamna Maria, la ieri. Ascult, spuneți-i. Să-i ia jumătate, să scrie cerere, da. Operat, nu se dă copilul operat, de fiecare dată să duci copilașul, a 3 lei bolnav. El nu mai știe drumurile Chișinău, oncologie. Știm, doamna Maria, știm, vă vreau să trebuie voastră. Da, dacă știți, hai faceți, rezolvați. Ați văzut? E așa, scrieți-le mesaje, Târnova primărie, Târnova, nu insistați, puneți telefoanele mobile în mână. Așa, asta e doamna cadastră. Dar noi n-am găsit-o, da. 30 de zile, nu știu pentru și... Dar care 30? Am trecut 30. O trecut 30. 21 mai timp, îmi pare că mai, da? Da. 21 mai. Bună ziua. Cadastra cererea... Tarulotecva, da. Doamna Lilia Bărlădean, care în continuu... Dar unde e flășca de pământuri? Unde e flășca de pământuri? Că vezi aici un băț, a făcut monument de întrânsul. De măsurat pământul. Nu se dau titluri în satul Târnova. În continuu nu se dau titluri în satul Târnova. Eu 2 luni am ușam de când am venit și eu trebuie să aștept 30 de zile pentru și. E ca răspundeți. Dar mă, 30 de ani se așteaptă. Din 91 pământurile sunt împărțite. Da. Deși eu trebuie să aștept. Ei trebuie să primească moștenire de la părinți, dar nu să-l cumpere de la părinți pământul. Da. Da, cum l-a cumpărat? Cum puteți cumpere pământul de la părinți? Moștenire. Cum? Voi trebuie să-mi dați și mi lipsește mie în grădină, că altfel voi nu ne-l dați dacă eu nu cumpăram acele 7 soci. Eu le-am cumpărat ca străini. Asta e... Eu le-am cumpărat cadastru, străini. Cadastru. Cadastru statului tău. La doamna Lilia, când vă duceți să măsurați pământul? Noi am chemat-o de 2 ori, am transcomisă, doamna nu s-a prezentat. Odată, doamnă. Nu, a fost și ieri. Odată. A fost săptămâna trecută. Ieri a fost, noi am venit astăzi, e că poftim, noi am venit astăzi. Dar noi nu putem să trezim lumea asta în Târziu. E tot sincer. Aveți proces verbal. Aveți proces verbal. Ați făcut comisie, aveți proces verbal. Doamna Maria, dar de cine ai compus comisia? Proces verbal. Noi vrem să-l vedem. În mânații. Comisia funcționară. Da. Este Sârbu Teodor, primul, că el comandă toate. Cum nu face? A să vedem, am ușit scălturile. Am ușit vedem scălturile. Mi-e dau copii și ce probleme. Da. Și Botar Valentin și Sârbu Teodor, ăștia sunt pe primul cu pământurile. Flășca, Lilea, tu știi unde e de sistemul ăsta pe pământuri? Cum așa sară pământuri, drumurile? Cum așa sară drumurile? Care drumuri sară? Între pământuri. Rămâne drumuri, da. Dar știi că când eu nu știu... Invocat. Dar hai că dăm în teritoriu să vă arătăm. Hai când mai sunt drumuri. Hai să arătăm numai la mine acolo cum da. E spre drochi încolo pământul arat. Ați făcut prin posat că acolo un râs și o mizerie cu șer de când am venit șer să faceți cu ordine acolo și nu se mai face voi ați dat prin părță după noi ați dat spatul vechea ptorului care le-au adus acolo și nu se mai rezolvă întrebarea. Sfeta muș se duce și ei mai departe ești lanț repede îi sistemează, repede îi pun la loc. Aici sunt proști, aici sunt tacă, aici nu știu, o filmam, nu știu, o spate la... Nu te uita așa la mine, Lilea, că nu știu ce ți-aș face, uite, pe cuvânt,
duci în diaspora și muncești, dar este aici la zaработка. Da, iar bani aici. Ce zaработка, da. Pământul bun e la socrul ei. Și nu mai pune pământul la socrul ei. Da, tot ei, nu îi socotiți salariul ei. Nu el plătiți dumneavoastră. A ei stă de aici s banii noștri. Ні, а то ми дух шматкіну і помпу хотів був навді ворми. То він сокоті не є балі. Din buget îi priniți, mă, ei, oameni buni, ei nu, eu nu știu ce au ei în cap și ala. Eu n-am luat la leu, băi, femeie dragă, eu în 54 de ani, n-am luat la stat nici un leu de una. M-am dus și am muncit prin Rusia, prin Italia și am adus bani în Moldova. Și toți banii, tot impozitul care a fost, ani de zile a fost buget în căznaua statului. Voi ați luat lefuri și premialni și tot la olaltă. Dar noi n-am primit nimeni un leu de una de stat. Ei nu au primit un leu de una, ei nu au lucrat la grădiniță, nu au lucrat nicăieri. Voi sunteți bugetari. Da. Diaspora și fac bani cu așa în zarplată. Du-te în locul ei și noi ne întoarcem în locul ăsta. Tu aici arată-mi și mi-ai dat. Eu aici trebuie să vin. 2019 sârbul Teodor îmi lucrează pământul. Am venit tu cu primarul, ai fost și te-ai băgat iar la mine pe pământ acolo. Tu ai împărțit. Ia uite, sârbul Tudor invitații. Lilia, nu te mai ies. Ia eu de... Uite, ne greață să vin aici. Sârbul... Da, sârbu Tudor, o că nu există, actele sârbu Tudor, îl vedeți, director Rom Crisările. Eu nu mi-a lucrat niciodată. Ascultați. Nu, tu ai să mergi și să măsuri, așa cum ai luat de pământ, așa e să-l pui la loc. Eu cadastru în tătanul ori de fiecare dată vin acasă, n-am bani să-l plătesc pentru capriciile voastre, că la Sfânta spate de băgat pământ. Odată sârbu, odată prima... Nu, tu mergi și măsori. Tu mergi și măsori. Dar de ce la Lilia ani de zile, de pământul ei s-a folosit? Cine-a vrut? Cine-a vrut? E că aceste documentele pentru procesul verbal pentru 6 hectare al lui Lilia, când am venit eu aici prima dată, asistent social... 5-30, dar 53 le-a dat cipotari asistent... la 53 de sote, le-a dat la un om din sat și-a pus copaci. Când am depus cerere să ne întoarcă soatele pe locul amplasat, mi s-a dat răspuns de la domnul Lilia Bărlădean că el nu știe cine este Anton Cecoi. Dar pe tine nu te interesează. Te-ai dus și te-ai luat pământul unde? Numere cadastrale. Există, oameni buni, există numere cadastrale la pământ. Și flășca de sus arată care numără cu ea, așa e. Te pui sus, da. Și arată drumurile, și arată numerele cadastrale. Acum ea are pământul și are numerele cadastrale. V-ați culat și ați arătat numerele cadastrale ei. Foarte ușor, foarte ușor. Nicălui nu e complicat. Eu cunosc la dumneavoastră în domeniu profesia asta, pentru că dumneavoastră este chiar răsărită. Nu merită totodată. Noi am convocat comisii de două ori. Că n-a să mă duc eu singură numai în teritoriu. Dar cine trebuie să mai margă? Este comisia funciară. Și când o să meargă comisia funciară? Eu nu știu că nu o să-i merg convocă. Doamna a spus că o să ne spună din timp. Nu, ei trebuie să strângă roada. Roada este, pământurile sunt, ei trebuie să strângă roada. Noi pentru asta am venit. Ei trebuie să strângă roada. Ia uite-l cât are Teodor Cârnaț. Rom, Cris. Rom da. Comandă da. Primăria. Liderii de la Rom, Cris, Tudor Sârbu și reprezentantul SRL, Climăuțanu Agru SRL. Eu vreau titlurile. Și eu tot titlurile. Și titlurile și pământurile, să meargă să ți le arăte, da. 15 soci al mamei, 15 soci al tata, 6 jumătate. Și iei copacii, ce problemă? Eu vreau ai să fii titlurile. Până când? Îți iei tot ce este, cum este? Tu ai prinit moștenire. Asta e pământul tău. Dar până când ai să trei titluri, eu vreau să mi le dești să vii să măsori. Iată, vedeți că așa se dezbate sistemul ăsta corupt, mafiot, criminal. Uite așa se dezbate. Sunt numeri cadastrali și prostiesc pe lumea asta, dar acolo trebuie să iei dosar penal. Pe restul anilor și n-ai primit, trebuie să iei dosar penal. Am dat întrebare la procuratură că m-am... Nu trebuie să dai întrebare, trebuie să scrim. Am ușine și zăm și scrim. Eu am întrebat, zic, dați-mi vă rog... Ai Sibiră Generală? Penal, nu? Nu, stați că ne-am lămurit. Ai Sibiră Generală și am să scrim, am ușine din nou la Generală. Da, și așa cu titlurile. Și cu măsurarea pământurilor. Eu nu plătesc o copiică de una, fiindcă voi v-ați băgat iar la mine. Și eu să asigur că eu mă bag în datorie și eu aduc de la Chișinău o de-astea specializată pe pământuri, Lilia, nu știu ce-ți fac. Tu ai fost acolo și ai împărțit pământurile. Tu ai fost. Ieșete și sunt că nu știi ce-ți spui ce votare. Corect, că la comandă o ce votare te-ți faci. Tu ai însurit de atâtea minciuni, Lilia. Ai însurit de atâtea minciuni și tu știi că spui minciuni. Și-ți ca o nelă și așa când mă vezi când o îndușeni, întorci capul nu știu unde.
Eu te văd de la distanță. Uite, e frumos ce faci în sat. De câteva ori m-am adresat la dânsa omenește. Am scris în scris, o zis că da și eu îmi scosor pământurile. N-am înțeles de pentru ce primești femeia asta aici bani. Și nu odată mi-a spus chestia asta. Și când vin aici, am tăiat... Vin numai decât, îți promit că vin numai decât săptămâna viitoare. Mă ascunsă să dovedească că... Săptămâna viitoare, numai decât la luat-o, vin. Știți? Nu, eu sunt aici pe loc, numai că micăiere. Vin numai decât la satul, în satul luat-o, că eu știu că acolo erau mari probleme. Vă promit, săptămâna viitoare vin. Vin, ne telefonăm pe urmă. Și vin numai decât. Oameni buni, toți faci. Vedeți, la o lună de zile, prinde deja și procesul verbal și tot, dar femeia asta se chinui de 10 ani de zile, nu vede pământul ei. De ce tot? Că 15 soci și așa era din grădină. Sunt document, sunt pies moștenitor. Dar cui așa, băi? V-a lăsat. Cum se lăsat? Ați văzut cum a fabricat-o? Cum? Cum se demonstrează? O pus-o să cumpere. Cum se demonstrează? Tu trebuie să știi. Las că se lepe zni, am procur și să mă răzbresc eu. Ești, ți-a ajunge. Las că eu am procur și am să vin. Toate documentele se dau din primărie. Corect, corect. Toate de aici. Deși toată mafia e aici, în primărie. Mama mi-a urmă la o isterică. De unde se ne-a urmă la isterică și gata. Și oricum nu obții documente. Procesul verbal numărul 1. Procesul verbal numărul 2, vedeți? Așteaptă, doamna Ioleacă. Da. Să vedem cu titlul de astea, de-am chiar răspundere cum a făcut drașii. Eu am să fac după lege. Iar să, ar să răspundă după lege. Nu, cu verbal nu rezolvăm nimic, dar oameni buni. Totul se face prin cerere. Bună ziua. Dar oamenii nici nu știu ce cu toți. Dar ați scris cerere. Atât am scris, atât am primit documente. Da, uitați-vă la Lile, rezolvat. La doamna Lile, că s-a făcut procesul verbal. Zici că acolo, nu știu unde, pe lângă Scaieni, cine s-o și ajungi, și mai mult nu-ți trebuie. Și așa. Ba tai de jos. Dacă asta am cumpărat, a spus că deloc n-ai 10 soci, nici n-ai avut. Da, femeie și ei care au trăit atâta ani acolo, au lucrat la socile și ele. Dar păveți arhivă. Valentina, tu ești femeie deșteaptă, aveți arhivă. Arhivă? Da. Dar și este în arhivă. Și vreau să arhivă. Ei au prefăcut cărțile toate, doamna Maria, trebuie să au prefăcut ei aici. Ce folos de uitat acolo? Iată, punem cerere. Punem cerere, muș. Încă o dată cerere nouă. Ia uite, trebuie de pus cerere nouă. Haideți să punem cerere nouă. Pământul, eu de-amnă, ea că au fost primariu ca un viceprimar, am venit la dânsul, zic, mama mea are atâta ani, eu trăiesc după graniță, vă rog, dați-mă aproape. Și ați dat mă la, acolo, la brici, vă rog, unde ați dat socile și ele. Și ca unul a spus, duci și el acolo la drumul la Scăieni. Știți, dar de ce unde era drumul? Mai aproape. Și eu am lucrat acolo 3 ani. Și pe urmă, Cibodari a luat pământul și ala, eu cu tractorul vin de Araf, dar acolo de amarat. De eu întreb ce s-a întâmplat. A fost primar cu 2 băieți și au spus, aici nu e pe documente, luați pământul ăsta. Și eu vin cu tractorul, dar Leonea zice că tractorul ăsta zice că bani, am trecut ieri, nu a fost urat. Ce s-a întâmplat? M-am pornit repede, a spus că e gramatna eu. Direct la domnul șef. Întreb acolo, ce se întâmplă în târnul? Și mă duc la zic, du-te la Cibotan, iar vin la Valentinul. Și zic, Leonea, ce s-a întâmplat? De a zice că ca unul a murit, du-te acolo, răzbirește, la țântărie. Ia ca și el prostie grăiești cu noi și eu am lucrat 3 ani, atât la lume, au văzut pe mine, pe lângă mine, niște vicii, au lucrat. Zici că, vada, dar și nu văd pe pământul și-au pe tine? De atât că eu știu și acolo la dânci. Acolo la dânci, nu, au registrat. În cabinet la secretară, uite aici, stai că să arăt. Stai să arăt. Vada, du-te și locul. Ieși și scrie în cucerere. Valentina, ești femeie deșteaptă, voi nu aveți idee. Luptă cu Cibotari, cu mafia asta lui Cibotari. Și Maria, bună dimineața. Secretarul. Dar dacă nu le place ceva, trimit țiganii. Trimit țiganii. Intră. Trimit țiganii. Ba să ne bată. Ia uite, ba să ne sperie. Ți-ai făcut, iacătă, da. Numărul 17 din 2306. Rog să-mi acordați ajutor financiar, deoarece copilul meu de doar 4 anișori a fost operat. Ei, nu, trebuie să scrii de un... Nu, aici scrie el din fondul de rezervă. Vino încoace. Dar ce ajutor financiar? Din fondul de rezervă trebuie să scrii. Du-te și scrie înapoi. Din fondul de rezervă, nu așa? Nu, nu-i bun. Adaugă pe ăs, jos. Pune-i jos pe ăs.
Și când ce, când ce pune, pune ce, PS, P mare, punct, S, așa, și adaugă din fondul de rezervă, către, uite la mine, către Consiliul Târnova, de la, către Consiliul Târnova, și aici scrie Primărie Târnova, scrie Primărie Târnova, Primărie Târnova, consilierilor către Consiliu, de la nouă idei de cerere, oameni buni. Nouă idei de cerere, pentru că ei nu scriu. Intrați, intrați în coș. Intrați cu dumneavoastră. Da. Intrați și puneți cerere, nu vă rușinați deloc. Samuș, ne ducem la, la șie cu 6.000 de lei din ajutor monetar. Numai decât puneți. Dar aici din fondul de rezervă să vă dă, îți cumpărați un pat, fiete mare, bun, cum scade. Nu s-a mai hotărât, Nică. Dar n-are pat, ce cu tine? E să chinui. E, da. Din două săptămâni, de unde se ieră? Nu, 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 ea nu trece, nu trece. Da, da, intră, intră, intră. Și dumneai ei, pentru invalid gradul întâi, acolo e grav la dânsa, din fondul de rezervă, dați-i o cerere să o scrie. Din fondul de rezervă, către Consiliul Primărie Târnova, de la dumneavoastră, din fondul de rezervă. Puneți cerere. Nu vă rușinați deloc, oameni buni. Banii sunt noștri, banii publici sunt al noștri. Am uite, stai, Valentina, stai, mă duc să o duc partea cealaltă pe dânsa. Hai la, de acolo, din... Dar tu de ce nu scrii tot o cerere? De cine? Tu, să-ți facă... Nu, 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 scrie-mă din nou, ascultă. În fiecare an ai dreptul să scrii din fondul de rezervă. Hai, intră. Nu ies copii. O fost și vrem, o filmam. Acum, așa e drept să pe drum. O fost decizie, 500 și gata, la vedere. A, eu înțeleg cu mine bunica, dar bunica și e duși filmii, asta răspundere de dăși. Aici e altă filmare și mai... Mai confidențială, da. Da, confidențială. Am vrut să spune că Lilia obișnuiește pe mine. Режим работы у них, потом что мне с Валерием что мы совали им весь рабочий день. Мы тоже по делам пришли. Кари Лиля нашла, сыпьдынса, да, ешьте, ну, я... Уйти, добилась? Лили, хоть что-то, да, да, хоть что-то начинается? Решение. У меня есть решение консилиума, вам положено только 0,5, и до свидания. Всего село 10 соток от дома, у меня два дома. У меня ничего не положено, 5 соток, и то у тебя дома парлага, кричит Валентина Ивановича. На меня, ну и парлага, зыка, стали мне лимили. Я мувила латиничи, вытерворок, ярна, де макаровского дома, я тканем ее. Я муврял. Да ты что, да ты что, цей бани? Да ты же ей. Да ты что, с ну ей? Кари бани. Да что, суди лей пи пи. А, я её принес. Да. И ты там ну ты надеялся дополнительно где ты рок? Макаронска до метра. Ну, а мне и крешти около не что и здесь не ее цен шпиур мы крешти. Летает, да. Да да в ком. Да я в тречку машину. Пролага на тень чуть срыбы помыл. Сейчас только мне ничего мы не градина. Сейчас же, ну что, в конце термины. А с термины, с термины, к ел. А с ну дуче мамуш ла. La Consiliul Raional ne ducem acușă. Acușă ne ducem la Consiliul Raional. Asta la Valentin, da? Da, cum? Și acolo, din fondul de rezervă, da, cum? Dar ani de zile schimbă lumea. Nu mai ieși din teren. Nu vedeam să informeze că e și el la și pe loc. Și, și pe loc. Nu, nu, n-a și pe loc mereu de dânsul. Nu, sunt, nu, sunt, este zam. Este. Zam la vibrăs socialist. А, я мускула. И я мы тут коллегерли. Да-да-да, с территории, да. А за принес, кому ретро? Я муж не своим шпликаем около. Вот я еще моим сущим сюда, втором. Есть, значит, проблемы. А муж, а муж? Смотрим, а мы его сунула Леня. Принес, я пинусь. Повести, что еще. Да, домна, ку копилу, кари, ку дзабилитати, его пусу, арчери, ла ажутор, ну штей? Кари, ну штей. Care, nu știu, eu am fost la poartă și am filmat. N-avea apă, n-avea, da. Uh-huh. Și văd că trasă apă acum. Aveți în vedere, da? Da, da. Mama a spus Sveta că eu tras și apă și tătă. Eu tras apă. Da, la tăt s-a trebuie de ajutat. 300 de invalidi. Da, da, da. Ia uite, da, pe listă. Da, ca primier. Da. Dați-i cereri să scrie pentru ajutor monetar. Lui, doamna, da. Dați-i ajutor monetar să scrie.
Это ша оамень бун. Чини. А, да и он просто, да, ел фузит, да. Ну, ну, ну. Да. Да я рад, демняться еще. Ну, и карамбели, демняться я рад еще, да. Если это тот зой еще, да. Четыре газеты, да. Да, четыре газеты еще. Ела на... А Дунари? Диамендат, да, да. Тари батрена. Фără ochelari citești ziară. Тари батрена? Да, eu am scris plângere pe dumneata și vreau să văd. Eu am scris plângere pe dumneata și vreau să văd ce ori să facă ea. A, bine, eu am să-ți spun. Am să-ți spun. Nu vă fotografiez, vă filmez. La adunare atunci ați sărit la bătaie și eu am scris plângere pe dumneavoastră. Da? Da? Te-a pus să mături după asta? Da. Da? Dar nu trebuie să săriți la bătaie. Eu la bătaie n-am sărit la mătă. Dar așa e cu mătă, și știi că. Așa e la întrebălare. Dar mătaie e așa. Iată așa este, oameni buni. E foarte grav în Târnova. Te depinde de primar. De primarul ex Valentin Cebotari, care a fabricat tot satul și să-și l-a dezbinat. Iată, Consiliul Comunal decide. Iată, vedeți, fiecare consilier are sectorul lui de activitate. Vedeți, fiecare consilier are sectorul lui de activitate. Iată, tu trebuie să scrii la Consiliu și fiecare... Ia uitați, invalid cu familie cu un copil, familie cu doi copii, familie cu trei copii, 27. Familie cu 4 copii, 9, familie cu 5 copii, 4, cu 6 copii, 2, cu 9 copii, 1, o familie. 2 UNG-uri. Asociații obștiești. Copii invalizi 16, invalizi gradul 1, 35, invalizi gradul 2, 127, invalizi gradul 3, 39, copii sub tutelă 3, copii adoptați NUS, copii a căror părinți sunt plecați peste hotare, vedeți, uite așa, îi pun ei pe toți la rând, și care pleacă. Persoane țintuite la pat 13. Pensionari total 873. Persoane solitare care au nevoie de deservire. Persoane de etnie romă 185. Grădinițe de copii, două grădinițe. Iată, așa trebuie să fie în fiecare primărie. Sunt la primărie la Târnova, iată, mai avem un musafir aici. Avem aici doamna care se pui la, cu trei copii, venite ca la primărie, cu trei copii se pui la ajutor monetar, din fondul de rezervă, au pus cereri, acum plecăm la Consiliul Raional, se pui din fondul de rezervă și ne lămurim cu pământurile. Cu pământurile, că e gravă situația. Păi e plătită din banii noștri și treaba are, e cald, ghine la computer. Nu se face nimic, flașca la Valentin. Nu se face nimic, flașca e la dânsul, dar aici nu merge vorba de flașcă. Aici de mă merge vorba de penitenciar de mă. Aici la ochiul liber îmi iau pământul și eu nu vreau să margă, că el o împărță. El o împărță. Corect, el răspunde. Da, el răspunde. De pe unde au pe alții, el bereză masiv curatul Fegea. Să-l consolideze. Dar cum? L-a consolidat tot. Pentru Fegea, da. Pământurile arate cu copaci scoși, asta se fac, asta e ilegal. Ilegal, Lilea, ce-ați făcut? Și tot înțeleg, dar nu înțeleg un lucru. Și caută sârbul Tudor, criminal, care i-a arat pământurile la dânsul. Carabieț Mihail a lucrat 3 ani, a făcut nelegiuiri. Pe pământul ei. 12 ani, 2 ani de zile am umblat din urma lui ca să ne înțelegem. Și în loc de pământuri... Fără judecată. Da, în loc de pământuri... Până la judecată. Ba, el nu era, ba, dacă vine fuge repede, că el e cu mașină, el e cu jeep, se arată că el poate. Vara e că nu de mult am grăit, săptămâna trecută, Maria. Vara are lângă Ptiț Fabrica, are
30, în fine, până la 50 de sote. Și a ei și a tatălui, gata, o mută în altă parte. Eu i-am murit fără tine, n-are dreptul nimeni să te mute în altă parte. Dar nu, fiecare așa vrie. Așa vrie fiecare. Ei i-au influențat-o, ana уже готова перейти, потому что фиге вре. Și dacă vrei фиге, m-am chemat la poliție de atât dacă am... Dar cum ceri pământul, ei fac actele și o duc la durcă. 6 hectare de pământ. Toți sunt comisii să o ducă la durcă. Toți sunt medici. Da. Nu numai medicul, toți sunt medici. Nu, mașinii sunat. Astăzi dimineața mi-a sunat. O aflat probabil că sunteți pe drum. Ivan Iacovici insistă ca să vă duceți să dați analizele. El insistă. Nu, 2 ani de zile nu m-a înscris nimeni. Pentru că trebuie să-ți măsoare pământurile, înțelegi? Corect. Da. Da. Păi da, Ivan Iacovici în comisia opțională sau cum să zice, că eu sunt psih bolnavă, l-a dus la de psihiatrie. Dar corect, cum cei pământurile i-au pus membrii comisiei, da, Carabeț Mihail. Noi stăm de vorbă noi, de noi aici, noi cu doamna Lilea și cu Dărâmă. Doamna Lilea... Îi trebuie scoale să marg să arăt pământurile. Cu nalogurile. Maria, 3 ani de zile nu-mi dau să plătesc nalogurile. Numai așa am întrebat-o. Sveta, care e pe naloguri, mă trimite la dânsa. E, mă trimite la dânsul. Lasă-ți de ei, lasă-ți... Amu, ia stai, uleacă, tu trebuie să mergi să-ți iei foaie, că n-ai plătit bine în coasă. Stai, uleacă, dar doamna Sveta, care trăiește cu... trăiește, nu știu că el mai multe doamne are aici, le schimbă așa ca după cât spune lumea. Doamna Sveta, Șina, de unde poate să aibă e 12 hectare de pământ? Ești la cunoștință, Lilia, care are 12 hectare de pământ? Dar cum nu? Sunt de aici în primărie. O luat din fondul de rezervă de la pământ. N-am văzut. Da. Hai să ți iei foaie când ai plătit nălugurile. Iată așa oameni buni. Bravo lor. Du-te jos și ai să scrii încă una de la suportul monetar. Acolo tot este fetița, scrie. Eu am scris așa. Ai scris la suport monetar. Aha. Și așa ai scris-o. Ți-ai luat copie? Da. Și eu trebuie și la Consiliul Raional să mergi. Să scrim și la Consiliul Raional. Da. Trebuie și la Consiliul Raional, numai decât, da, la dânsa, numai decât scrii la Consiliul pentru ajutor din fondul de rezervă. Da, astăzi trebuie făcut. Și mâine poți duci să o faci când vrei. Fix așa cerere. Numai la Consiliul. Da, ești liber. Numai la Consiliul Raional. Pe urmă, eu sunt într-un. Bine? Am sunt. Da, eu sunt într-un, pe urmă. Întotdeauna, dacă cineva lipsește, nu e nimeni înlocuitor, nu ai chip să iei certificat, nu e posibil să... Da, unii e. Da, unii și. Nu, și nu pot să iau, nu e imposibil de a lua certificat. De ce mă duc la lucru cumva? E imposibil de a lua certificat. Că doamna, nu-i. Da, unii, doamna. Sunteți persoană publică. Sunteți persoană publică. Doamna e pe foaie de boală, pe cât timp ați fi pe foaie de boală? Nu știu. Nu asta dacă ești foaie de boală, știți? O apucat o foaie de boală. Dar cum? Dar dumneavoastră, cineva prinește leafa ei? Nu? Nu prinește. Păi dar dacă de pildă vine o omă... Pune cerere. Să-ți dai certificatul. Cum să plătești nalogurile? Pune cerere și să vezi. Așa stai ce scrie cerere. Așa stai ce. Asta e pentru asta. Foaie și așa stai ce pe la masă. Masa e pentru asta la secretar. Scrie lumea. Că n-au alte condiții unde să-i scrie. Așa scrie cerere. Primăria Târnova, către Consilium și către, cum se numește, fiscul, la voi, corectă mea, că are altă denumire. Da, receptorul fiscal. Către Consiliu și către... Da, primăria Târnova, către Consiliu și către receptorul fiscal. De la tine, cer perceptorul, da. Receptorul. Luați și distribuiți și însemblă așa cu pământurile prin toate satele. Se rezolvă, oameni buni. Hai, radia, Marie, adio, gata. Unii răspunsul de la scrisoarea ta de 30 de zile? Cât de-am scrisoarea ta? Nu, trebuie să răspundă. Trebuie să răspundă, dar cum? Poftim? Haideam la secretară să-i dăie răspunsul. Să vedem ce răspuns au. Șansa la tăcăm cerere prealabilă. Vino încoace. Iată, asta este, vă arătăm cum se face. Degeaba stai verbal. Trebuie te prin cerere.
Ghi tu foaie și ridică dânsă. Nu, eu da, nu. Și ridică dânsă. Eu dau foaie. Nu, 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 dar trebuie să-i dai răspunsul de la din data de 21, când a pus cerere. Da, s-a spus. Când? Deja 30 zile. Din 30 zile lucrătoare. Nu-i corect, nu-i corect. Cum să așteptăm 30 zile? Nu, 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 30 zile, nu lucrătoare, 30 zile. Cum încălcați, chemăm poliția. Dați-i răspunsul. Că trebuie să spui cerere prealabilă. Dați-i răspuns, să vedem ce răspuns îi dați. Că văd că desculat, nu v-ați culat. În 15 zile, dacă e corect. Fără probleme. Dacă este ceva da. De lucrat cu documente, mai da, mult decât 30, nu mai mult decât 30. Dați-i răspunsul că îi spui cerere prealabilă. Că noi știm precis că răspunsul e zero. Da. Punem cerere prealabilă și vă chemăm în judecăți, să vă tărim prin judecăți. Într-o zi a venit după spravcă de pământ și batem așa în masă. Ne da, ne da. E. Și vă dorim să stai aici în cabine. Am sunat peste loc, Государственной канцелярии, в Кишинев, подняла всех, выдала в конце концов. Ну, Трябва пентру черери. Валя, ты человек умный. Прин черери, шей черери, шей детунча. Прин черери. Шо са ведем? Шо са распунтер? Ну. Черери, депо яр черери. Я каштип там 30 зили, даелем 30 зили, прифак, шифак, шифак. Da. Și iar omul nu înțelege nimic. Noi asta prima n-a scris că e secretar, a scris că e inginer. Corect, dar ei ne-au trimis să-ți scrie, dumneavoastră dați răspunsurile. Dar mă i-a spus, dați răspunsul. Noi am scris că e inginer cadastral. Dați eu să scrie cerere prealabilă cu mâna ei. Dați cerere, să scrie cerere, dar trebuie să fie gătite la 30 zile. De-a mai avem 31 zile. Trecut, da? Da. 31 zile au trecut. Corect, numai decât, dar pe ce vă spun? Trecut 30 de zile, începem, da, asta este legea. Lege pentru că când nu-ți dă răspuns, încă e mai gravă. Доступ к информации, ты пришел, тебе должны все дать, каждую информацию, să începe. Spate de bătut, așa, cu palma... Cu pumnul masă, dar pe dacă ești șef aici. Da, da, da. La sătenii tăi. Și eu m-am vorbit la... Bine, acolo ce bătare nu a fost, a fost viceprimar, Bădurina este care mă e primar. Și el intră, stă ca un mut. Da, și eu zic, ce происходит? De ce am avut să mă spravc asta? Și am ieșit și am sunat, eu spun, am sunat pe loc. Asta care știe, dar care nu știe? Bună ziua, bună ziua. Eu ieden să Государственной канцелярии, уже красиво попросили, сейчас мы им позвоним, попросим, да și... Да și să înseamnă asta, da. Da, prin cerere, eu fac invers. Nu-i, prin altă cerere. Și chem poliția și la... Și ai dintre și despăgubiri. La amendă. Ar să plătească cineva amendă și numai așa să învățăm oameni buni, cu lege pe masă. Am avut cu dânsa judecată și cu ciubătoare, ele au făcut niște cereri judecate, eu am câștigat și e de-a mare pe mine ciudă și de-a mă... Dar până așa trebuie, da. Nu la dânsa acasă de o corect. Sunteți mie în vârstă, dați seama și vorbiți. Este documente, este hotărâri de judecată. Da? În vârstă. Gine că voi sunteți tânără și așa... Învățați-vă a lucra corect, sunteți tineri. Când a venit lumea în sat aici, cu cafea să-i priniți. Dar nu se ia lungat și cu pumnul masă să bați. Da, a venit un bărbat din Briceva și i-a zis că cu vor aici, stați acolo. Eu gândeam, mă, străzuiți mă galoșe. Să-i cumpere bahiile dacă trebuie. Da, dacă vor covoare. Da, da, cumpărați bahiile. Ce probleme? Ele ca și cebătare s-o... Da. Dacă au venit aici, e casa lor. Casa lor, da. Ei au privatizat. Ei aici au filmat, dar de gen au bătut în față pe cebătare. Așa, domnul Maria, aici trebuie de adus control la tapetul și pământul. Îmi plătești la fiecare control. Este... Scrim plângere pe dânsă. Dar eu nu vreau să le dai. Lumea plânge. Ești nu grăiești. Nu vreau să spus că tu te duci, dar noi rămânem. Și noi, dacă nu facem ce spune ei... Eu sunt în... Tu ne-ai lăsat procură? Da. Sunt în locul tău și retrăiești. O, oh, Doamne, da. Dar să rămân la lume, dar de ce? Tu nu dai titlul când mama mea e ești, tu vrei să demonstrezi eu că e moartă. Iată așa, datorită lui Sveta, datorită lui Valentina... Mai multe da. Probleme în sat, Valentina, da. Se chema tot satul, lumea se teme de dânsul, el toxic. Da, de afară de la lucru. Le fac și rău, dacă cineva... Nu a făcut pentru femeie și au rămas un an, doi ani pe la pensie și au dat afară.
заведующий детским садиком. Кома ше спать, чи є до Янди зилі, а ше департен сад душе с принести пенсии, как вы еще хотите. До Янди зилі, чи ярна це, це душе, а в сад селу Крезе, сай би стажу. Спать ще де факут. Ай, ты, ну, что, паразита сочет этой, да. Буна диминята ла тот, луат ше дистрибуиц, пентру ва рыт, спать примария. Din satul Târnăva, raionul Dondușeni. Aici Domnul Hristos își face primărie din popor. Strimiu. Da, ani de zile, oameni buni. Ani de zile luptă lumea asta. Câți ani, Valentina? 10 ani luptă cu Dondușeni. Doamna Maria. 11 de ani. 11 ani de ani. Cu cibotare, atâta dosare am încășlegat. Multe. Doamna Maria, aici trebuie un control la iscălituri pe bolnavi, pe unii el e toate indemnizațiile, ajutoarele este ai care nu se revin. E, unul e eu care m-a suferit și câte de la ala ea, dar trebuie controle și la mamele cu copiii care au o dizabilitate. Tăta spunem, cerere spunem tot. Am spunem cereri totale. Bani nu, bani nu, dar pentru mașini de lux bani sunt. Da, mașini de lux. 30 de lei. E, să vedeți... Am o noutate bună să vă spun. Ne-a scris cineva în privat, oameni buni, la pritura de la Botanica. Avem un vicepretor de la Maia Sandu, se numește Jacot, Mihail Jacot, sau Vitali Jacot, sau Mihail Jacot, nu ți-l minte mie, îmi pare că Vitali Jacot. El acum e în campanie electorală, dar știți ce a făcut? A făcut contract cu... automobilul său cu primăria și el vine la lucru cu benzină plătită din pritură de la Botanica și cu mașină contract. Am să depun cereri, mi-a scris cineva în privat și mi-a spus, nu aveți idei ce să facem în pritură la Botanica, nu aveți idei ce să facem la Traian, la buticurile cele toate care lumea nu încape de luni până vineri să-și vândă producția autohtonă, dar la Botanica producția bananele exotice de la Piața Revien cu toate au locuri la Botanică, dar producția autohtonă de pe raioane nu are locuri. Așa se face și la Muncești 600, eu am arătat, dar el îți date locurile pe weekend numai pentru producția autohtonă, dar restul de la Revienco se duc să-și caute la piața de la Botanică să le vândă, nu la Muncești 600, dar ei la Muncești 600 vând produse exotice, dar și cu cereașa, cu căpșuna, nu au unde o vinde, oameni buni, trebuie să o dăie cu 5 lei. Когда все будут Сережа уволены? Когда? Покажи. Приди на помощь мне, пожалуйста. Эту я очень хочу. Потому что люди зовут во всех селах, где есть вот такая мафия. Есть такие села, вот что здесь был Валентин Чеботарь. Эй, факут? Череви? Дикари, ши факут? Pentru să-i fac cunoștință cu... Să-ți dai răspunsul. Apoi o să-ți că nu-i scăle de primar. Ia arată-ne, unde-i scris cerere? Unii, tu trebuie să ai copii. Eu am. Ia-mi să văd ce-i scris la cerere. A scris să fac cunoștință cu răspunsul. Nu cunoștință, trebuie să-l dai răspunsul. Trebuie să fie cineva amendat pentru asta. Nu să-ți faci cunoștință cu răspunsul. Unde-i răspunsul tău de 30 de zile? Unde-i răspunsul? Este. Deja au depășit, da. Cineva trebuie să-i amendat. Cineva trebuie să-i amendat că deja au depășit. Și? Unde depunem? Mai fac la jos? Nu, încă cerere punem. Pune cerere. Unde-i răspunsul tău? Asta tu ai făcut, că vrei să faci cunoștință, asta e foarte bine cu materialul. Da. Tu fă unde-i răspunsul la cererea ta din 21. Fă o cerere. Unde-i răspunsul din data de 21 mai? Că deja au depășit termenul, azi e 23. Oameni buni, toți trebuie să pleci la închisoare. Eu vă promit. Toți o să zboare ca gălușile la vale. Noi avem de instalat, ai văzut și ce-o zis? Tu pești cotare, tot prinești bani. Tu nu uita că tu prinești banii noștri aici. Așa sunt banii publici, sunt banii noștri. Foarte mari scroși, plătiți de noi. Noi plătim, oameni buni, că ei să ne alungi afară din primării, din cabinete. Că așa ușile deschise, să lucreze toți, nu să bei ceai. Dar la Botanica, Vitali Jacot, e vicepretorul de la Botanica, este din PAS, de la Maia Sandu, și are contractul pe mașină lui, el are contract cu primărie. Primărie îi plătește pentru automobilul lui și pentru benzină. El vicepretor.
El vicepretor, înțelegeți? El e pe vicepretor pe serviciile comunale. Vitalii Jacot, transmiteți că asta e grav. Și am să aflu de la Maia Sandu din partid, oameni buni, să știi numai oameni buni pe listă. Nu vicepretor și-l s-o vârât în campanie electorală, cum i-au spus în concediu și el în campanie electorală, Vitalii Jacot. O închiet contract cu automobilul. Eu pun plângere pe dânsul. Eu nu iert pe nimeni. Конечно, это все парламент виноват, это все депутаты, потому что они не ищут, они имеют полное право зайти сюда. Да они что, сидят в парламенте и все, 30 лет. Они уже постарели там, видишь, Дьяков, Канду хочет обратно, Аиста Кумалкян, Жиздан хочет обратно туда. Понимаете, через другие партии они хотят обратно, потому что там кресла мягкие. А мы должны вот так их проверять, понимаешь? Их никто не проверяет. И народный контроль нужен. Обязательно нужен народный контроль. Я первая буду по списку. Знаю, как их контролировать. В каждом районе должен быть районный контроль. Народный контроль. Полно народу, которые будут вот так, волонтар, прийти один час и проверить их внезапно. И чтобы улетели с работы. Тогда будут бояться. Ну, и что ты видишь, Сережа, кто победит? Я тебе скажу без... Я не вижу ничего, но я тебе скажу, где конкретно я уже нахожусь, с кем. Вот притура сектора ботаника города Кишинева, там уже половина социалисты, половина ПАС. Там других партий нету. Там половина социалисты, половина ПАС. Претор – это социалист, вице-претор – ПАС, Виталий Жакот. Он контракт имеет на машину, представляешь? Кстати, а доля комиссии, кандовник комиссия, может мать деменяться. Да ну, прям там пенат Динаевич, ну, прям там пенат Инскрис, и кто из двух комиссий. И процесс вербал до комиссии. Да, двух комиссий, ну, может мать телефон, шаты. Да не шла прима комиссия, официал, я на фоске мать. Ты се фаши официал. Я факу это скунс. А я отдам жудикатор. Корректно. Вре жудикатор, примару. Он это получит. Корект. Браво. Ец авокат. Рукляц авокату к тени. А шел авокат, шел... Ну. А мужал телефоном, шел гасим. Ну. Ну. Ел шел мерка да срабит, а со шти и гурьян басат. Ла, пентру Адам Жидкапи, буну и мобил сил, со срабит, дешела. Ну, шери номер, когда сал, ты си дай копии. Тут ты си дай копии. Да ну, ты ешь, 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 гектар помыл, для каждого сырбу. Ну, я ей треба номер, шла конкрет. Я жду, без проблем. Я жду. Без проблем, я только рада, что кто-то... Я проешь, ну, я проешь, лица. Ну, я треба, если батенька с рыбачем, шела урну, сынки мне будет. După averea mea, nu după averea cuiva. În primul rând, într-a doilea rând, tot vor de aici pe persoane. Dar să mai multe ori leacă la dânsul și ne zi, și capacități au mentale, în primul rând, și posibilități au... Eu cu fiecare stau, poți să intri în direct dacă vrei, poftim, eu te accept, intră în direct și hai să stăm de vorbă. Spune dacă ai ceva mai mult de spus. Scrie, nu trebuie să scrii cuvinte urâte. Îți arăți cultura, da. În primul rând. Într-a doilea rând, dacă noi ne zbatem, noi prodvigaim tu strană. Da, corect, bravo. Legitim, noi îi prodvigaim, spuneți da. Spasiba, poclăniți-i. Noi facem asta și pentru generațiile voastre. Corect, corect. Să știi odată și pentru totdeauna, dacă se adresează la noi, noi mergem cu lege. Da. Este Suceava? Da, este, hai. Dar și ce-a scris, Maria? Că stau de vorbă cu lumea de pe... De eu cu fiecare răspund. Eu citesc câte un mesaj din când în când, citesc mesaj și nu-s probleme. Și răspund cu fiecare om, citesc mesaj și răspund. Vorbesc, bună ziua, Lucie, bună ziua, iată, eu am prietena mea care tot luptă. De achitare a impozitului pe pământ ca să-mi primiți achitare de pe 2019 și 2021. Da, da, așa, bravo, da, bravo. Poftim. Da.
Dar dacă e bolnavă Corina, în locul ei ca să primească cererile, nu, trebuie să te duci la poștă. Asta îți faci și cu școală. Nu. Ca să plătești la poștă. Nu, dar ce? Ia uite, este... Vie ești în ușa, pe urmă, uite, îți iese din cap, da, cum te învârtește ea ca să ia. Dar de ce iar scrie pe de-aia și nu sunt cu blancuri? Nu, asta care e de sus. Așa de sus. Dar blancuri și n-au? Nu. Dar cum nu sunt blancuri? Ce are de către primărie? Dar ce? Stai, Iulia, ce are către primărie? Păi, parcă mă îngrec cu primarul. N-are nici primarul cu asistența socială. Și îi spui anecdoate, tu n-are nică primărie. Uite, vezi cum prostește lumea. Și îi spui anecdoate. Este în direct, uite ce spune primarul. N-am nică cu asistența socială. Este cererea. Primarul dă la specialist care s-a scris cererea. Că omul ăsta are nevoie de asta, de asta. Și mie îmi dă. Și are primarul cu asistența socială. Tu ești Ministerul Sănătății, Muncii și Asistenței Sociale. Prostă ai un închiriet, un cabinet aici la primărie. Tu uite cum o prostiești, dă-i blanc să scrii la... Tu ți-ai mintești că-i pe blanc? N-am scris pe blanc, eu tot am scris, s-o stâns lunină. S-o stâns lunină la tine? Da, mă, lunină este. Ia, lunină este, dar nu este lunină. Dă-i blanc să scrie... El nimeni nu dă blancuri. Persoana scrie de mână cererea. Cum să scrie de mână că sunt blancuri în asistență socială? Și prostești lumea asta de ce te sar? Eu prostesc lumea, eu spun și e și este. Din spusele lumii... Nu, e trebuie scrisă la Procuratura Generală, la Ministerul Sănătății. E n-are studii. E n-are studii. De văzut ce studii are e. Nu scrie așa, nu se scrie așa. Cătate, când m-am adresat la primar, poate iese la asistență socială când am venit în sat 3 ani de zile, ceva de lucru. Nu era nică de lucru. O venit fosta a fostului om, soție, o primit-o, soția fostului om anil, e primită la asistență socială. Acum, după ce v-ați dus în timp de o lună de zile, o fetișcană a venit, e primită la lucru. Pentru mine lucrul nu se găsește. Sigur că-s psih nesănătoasă. Da, dacă și nu cum să nu te enervezi? Da, cum să nu te enervezi? Dați-i blanc special pentru sportul monetar. Dar nu de-aia e că e la ordine. Dar tu ai scris-o cu cea de mână. Unde e? E la dânsa. Și s-a rezolvat cu Svetlana, că nu scris de mână? Stai. Banii, dacă așa și în discurs, client aveți tela scoasă, dar banii sunt pe capul lor. Deci trebuie sănătate, nu glumă. Da. Să lupt cu cuibul ăsta de mafioță? Cum trebuie să nu nebunește aici, dacă ei te prostiesc din voi. Tete-i la comandă cu cipotare, doamna Marie, tete-i. Am uși, nu ducem la... Dar o lună de zile, 1000 de lei, mi s-a dat răspuns că nu 1000 de lei mi se dă, dar mi se acordă ajutor social. Timpul de iarnă, pe timpul de iarnă. Căldură. Pe căldură, dar și are căldură. Și are căldură. Căldură 500 de lei, dar tu ce trăiești? Și are una cu alta. Da, și ales pe căldură, să încerci o dus. Nu spate, nu, n-au loc. Dacă e de pământ, nu e meu. Dobrii deni. Să-i hvatit mine văspităvăt. Ișa, nu ne creci. Будь добра. Хватит меня воспитывать. Будь добра. Люди же работают, это рабочий кабинет. Хватит меня воспитывать. Тебя не воспитывают, потише, человек пишет заявление. Будь добра. Надо сосредоточиться, будь добра. Будь и ты добра один раз. Хватит меня воспитывать и унижать при людях. Меня не унижают, а просто... Хватит. Потише говорить. Валя, будь добра. Не то подам действительно в суд на тебя. Подай? Подай мне. Да у не мама. Душу тему кость. Хай. Любопытно тоже было вот такой случай в этой примарии. Я прихожу, я баллотировалась в кандидата на примаря. Пошла в село. Поэтому у тебя такие проблемы. Я ходила по селу не с целью стать примарем, естественно,
не всякая птица. Распундла тот, да, скултац лумя, че бурбешти. Я вошла спокойно, не спеша, я понимала, что я не успеваю собрать эти голоса, 150 голосов. Я в основном заходила к инвалидам, к пенсионерам и спрашивала: люди, как вы живете, что вы хотите? Что вас не устраивает в Терново, Примария, как к вам относится, и что вас устраивает, и ваши наказы, и пищу. Каждый двор просил транспорт для вывозки мусора, каждый двор практически, мне составлены все списки просьб. В этом году я обратилась, значит, к Виталию Бадарину неоднократно, он даже пообещал, что к Пасхе выделен будет трактор, который имеется в Примарии, и у людей вывезут хотя бы к этому празднику святому этот мусор. Мы предлагали платить, сколько надо заплатить Примарии на соляру, каждый двор заплатит, и как в Дамбюшанах. Человек просыпается, утром лежат мешки, забирается мусор, и вот эти все не разбросаны вокруг села, правильно, мусор? Мне объяснили, что там есть какое-то хозяйство в Дамбюшанах, которое занимается грузом мусора, у нас этого нет. Но у нас есть фонд, у нас есть деньги в Примарии, можно выделить, люди заплатят, и все вместе сообщат. Я считаю, что каждый пойдет на сумму там 20 или сколько со двора, до 50 лет даже человек согласится, потому что транспорт надо заказывать. Ничего этого сделано не было. Второй вопрос. Инвалиды. Я посещала и спрашивала, какие ваши проблемы. Они начали показывать мне крыши, которые текут, все проблемы свои. Я пришла, просила инвалидов, пишите заявление своей рукой. Мы принесли сюда, зарегистрировали. Да, шли в Москве-Одесску психиатру, и Макарна Суйтенко. Зарегистрировали здесь. А это было как раз перед выборами Примаря, который Чеботарь ушел, год у нас поработал и ушел, да? Выбирали Бадарина, социалиста. И они пообещали... Они оба социалисты, всем, и тот, и тот. Да. И они пообещали всем вот этим инвалидам все это сделать. Приходила эта девочка социальная, Диана, Ну, не важно, да. Важно. Лиля? Как ее зовут? Лиля. Я помогаю, видите? Я всегда рядом с людьми. Я подходила к Лиле, просила, прошу тебя побить к этому инвалиду, сними все. Она ходила с камерой, снимала, как течет потолок, этот инвалид ставит 20 тазиков. Выписано было 10 мешков цемента, 10 мешков песка, дом отремонтировать, остался один этот парень. Крышу, шифер, там 24 листа. По сегодняшний день ничего, а пообещали. То есть это была такая кампания перед выборами. Они так делают, да. Они так делают. Сейчас то же самое. Вот в Скаянах дорога там не делалась. Сейчас они срочно асфальтируют Чеботарь до указания в Скаянах дорогу. То есть они всегда только интересы свои соблюдают. Инвалиды до сих пор вот так и остались. Не говоря о 6 тысячах помощи. Я уже не говорю про эти 6. 6, да. 6 я ходила, тут спрашивала эту Лилю, как же получить? Хотя бы инвалидам эту 6. Да. Да. И вот... А это результат тот еще где-то? Сейчас я... Сюда, кто акцептат? Еще с вашей документы. Говорят, интрябу, что документы садусь. Да, интрябу. Сейчас я спрашиваю Лиля, ну как же так? Зачем же эти инвалиды обманутые? Эти дожди сумасшедшие сейчас проходят. Что делает этот инвалид, первый инвалид детства? Вот что он сейчас делает при этих дождях? У нас нет денег, нет финансов, мы за это уже не отвечаем, как бы отвечает уже наверху там ГОЦУ АЛЛА. Ну, будем обращаться к ГУЦУ АЛЛЕ, задавать эти вопросы в письменном виде, когда уже эти инвалиды получат обещанное, хотя бы несколько инвалидов, которые... Майя Санду оформляет хотя бы этих первой группы инвалидности. Она сказала, что деньги от сына Филата перейдут в помощь людям первой группы. Дай Бог, да, чтобы было так. У меня дели, которые требуются, ага. Ассистенты сочала, ага. Сочала. Мы скрием куда-то. Да, мы скрием информацию, да, мы скрием черере. Не треба черере. Мам, кунуштинцы не жа. Да. Я бы переплата, я уже трески, где папа Карла, где не бань. Адика, я ну под спринес банька ангрежитор, куда тело один дом и шап спридзеши, и я нуль донейника. Фата трясай бы граду ты. А вдак трясай бы граду ты. А скрим, а муж ла консилю регионал. А муж ла скрим ла консилю регионал. Шам се скрим пистот локу. Я не скутац мă. Дичи ла дынса нус принеш асистент социал, кън я нка памântul nu le luat. Я нари бани. Я нари бани пиш трăи. Păi да мне сдат... Cum e proprietarul ei dacă n-are pământurile oameni buni? Uite câte cereri depune, azi iar o depus, ia uite, procesul verbal, să duc să-i măsoare pământurile. Când să-i le măsoare? Nu, bun, dar tot
Păi da, el la un moment, la ziua de azi, el nu are bani. El nu are bani. Cu ce să, cu ce să trăiască? Spânduri. Ce să facă? Să-i luați pământuri și gata. Dați-i ajutor social, că el nu are pe nimeni. 1000 de lei pe lună. Proprietate, ea are acolo cât hectare. Apiare, dar nu le are. Dar nu le are, oameni buni, nu le poate scoate. Noi pentru asta luptăm. Care document? Când are pământ. Și document. Când ai pământ. Dar eu nu mă folosesc de el, eu n-am primit nimic. Dar el l-a luat, el nu știe unde pământul ei. Cineva el seamănă, cineva el crește, cineva el strânge recoltă. Și nu-i dă nică. Dați, ea are dreptul la 1000 de lei pe lună, lunar, cum e persoană singură, că nu are pe nimeni. Ea are dreptul la 1000 de lei, statul dă lunar 1000 de lei pentru persoane singure. Bine, dar cum anul trecut a fost dezastru, sește și astea, chiar s-a avut pământurile, nu a fost... În COVID ne-au lăsat și noi n-am avut nimeni și un leu de una, oameni buni. Măcar cei persoane care ei persoană singură, voi știți prea gine, dați-i 1000 de lei lunar, trebuie să o prinească. Nu știu, eu îți depus atunci cere. Da. Este document. Asta e jele. Da. Asta e jele mare. Dați-i răspunsul când nu-i dați. Unii răspunsul ei. Eu am dat decizia că e 500 de lei. E la mine. Numai căldura. Adică asistenta socială Dunșeni. Aici este ea. Amu ea să faci cerere prealabilă. La dânsă, încă o dată, faci cere, după să pleci în judecată și dai statul în judecată. Nu-ți dă nică, nici cu... Vedeți ce cerc vicios. Tu ai pământuri? Pământuri n-are, ea nu prănește nică de pământuri. Îi lua pământuri cineva și crește pui, faci găini, faci ferme, de ani de zile. Dar ea nu are pământuri. Da. Nu le-a dat, îi le-a luat. Ea n-are contract. E raiderski zahăr. Da, e ca să se numește. E fără contract. Și problema că nici nu document că dat. Și nici nu ne dă în teritoriu. Și aici ne-a dat de dat. Acum luptăm de o lună de zile. Dădeam deja la o lună de zile, de mă avem rezultate, oameni buni. Deja este proces verbal. Deja este. El nu vine a crede. Da, dai primit. Da, răspunde la cameră și cu invalid doar. Ea că am povestit tot și cu... Dați-mi rog două. Rebal Mihail, care a scris ce aici. Dați-mi rog două, fă-i să-ți scriu încă o dată. Unde ați fost dumneavoastră? Scrie cele prealabile, repede. Ați filmat, doamna Lilia, ați filmat la invalid cum trăiește. Amu ea ploaiele ăștia și face săracul băietul ăștia. Ați văzut și prăpastie în casă. Cât cine? Tot cât trebuie asistentul social? Eu n-ar fi nimeni. Maria, asistentul social din Dundușeni? Nu din Dundușeni, la dânsă. Ceban, Raisa, invalid, grupa întâi, ce ați făcut? Ce ați dat ceva? Tot ați filmat? Da. Da, da, da. S-a schimbat cerere. După asta, eu vine și mi-a declarat că el nu trăiește acolo, dar s-a mutat la băiatul ei. Totdeauna trebuie să faci remont. Băietul, știți și băietul problemnei, știți și pe Laurenței. Când faci scandal, ea se duce în Sărăiușeală. Voi știți pe ce gine de treaba asta. Și poliția știe și cibătariul știu. E bine, da de Mihail Răbac, doar. Tot e invalid, bietul a omorit toate cei care au crescut pe dâns și el trăiește singur în ea. Ați ajutat măcar cu ceva? Da, dar el are și soră. Dar ce are soră, măi? El rămâne statului, oameni buni. Ce are soră? Sistra și mate atcazalese de nivou și zice. Dar n-are treabă, Valentina. Fiecare are familia lui. Și eu am fost la dâns și la soarță. Și amuia vine soara, urmă. Și de-am scris. Tu, mama, și eu nu te înțeleg. Știți că băietul mama, a scris? Măcar ajutați la băietul ăsta, dați ceva. N-ați făcut nimic. Pred viborna campanie, pred viborami Bădărina. Вот что вы сделали. Вы специально завлекли людей, чтобы они пошли за социалистов голосовать, так как социалисты пообещали. И 6 тысяч вы обещали давать, вот эти 6 тысяч. Хотя бы на ремонт вы дали, хоть инвалидам, этим несчастным, 2-3 заявления. И вы ходите, зачем этот театр? Вы ходите, снимаете все, потолки. Для чего вы тратите пленку, это все делаете? Я там подхожу. Еле, знаете почему? Да. Когда они выходят на территорию, да. Они получают проценты. Им выгодно ходить на территорию. Не знаю, но они, конечно... Я тебе говорю.
Есть наверху, рыба крупная там плавает наверху. Гуцуалов, Дан Андрей, Алго, Душтпримбл. Лиля здесь маленький человек, но с другой стороны, вы должны ситуацию объяснить. Нет денег, тогда не беритесь обнадеживать этих инвалидов. Да принесу только территорию, что принес бань, проценты, шпун проценты. Залежит и им. Скри, черри приладила. Покати Мария, черри приладила. Ага, браво, да. Ходи. Скри, черри приладила. Din care fonduri de rezervă? Tu din care fond ai cerut? De 1000 de lei? De 1000 de lei. Din fond de 1000 de lei. De cerere prealabilă? Tu poți să duci în judecată. Pentru că ei nu-ți dau nimic, datorită la pământuri, ei nu dau nimic, dar pământuri ei nu le-au primit. Pământul trebuie să-i dus artenal. Da, da. Cadastru de sus e numărul banii de psihotare, da. Vine și vede cum se fac banii psihotare. Dar cu ce drept ieți? Și cum copilul e bolnav după cap. Vine și vede cum se fac banii. Decât asta diaspora noastră. Poliția nu mai te s-a fugit, nici unul nu. Am vrut să văd pe domnul Căldăruș așa al care o... Mașina s-a pus o răspuns. Am venit eu. Dar nu știu ce ne-am luat. Să vie aici cu o urgență, noi nimeni. Ori ei sunt cu ei, de multe ori am găstăm cu ei. Ia uite, dacă oferi mită unui angajat a statului, da, fără mită, nu am. Riști până și să rând de închisoare. Nu dați mită, băieți, că amietăți, poliția rutieră, e foarte mulți bani. Da. Fiți atenți. Suntem în Târnova, Dondușeni. Târnova, Dondușeni. Săracul popor. Voi nu aveți idei și faci asistență socială din lumea asta. Are bolnavi, nu-și vă arăt. Numai pe listă are bolnavi, înțelegeți? Numai pe listă are bolnavi. Uitați-vă. V-am arătat lista asta. Ia câte voi. Ia câte voi. Familie cu 3 copii, gradul 1 dizabilitate, gradul 2. Ia uitați ce-a pus aici. O pus lume bolnavă. Vedeți? Vreo 300 de oameni au bolnavi, dar trebuie toți de controlat, de văzut și să face. Asta e Târnova, Dondușeni, oameni buni. Plecăm acum la Dondușeni. Că-i jale mare. Mă ajung, nu se poate. Aici în colț este magazinul fostei soției a domnului Cibotari. O scris pe fata. Repede, că o vreau să vinde. Scris pe fata că... Au magazini, au... Da, și față în față e на нашу при Лучеботарі, alt magazin aici. Am și свет, chiar. Nu se bate de la magazine. Dacă e на нашу кушину. Iată așa oameni buni. Nu, Ana уже сейчас закончит. Da, iată așa noi oameni buni ne chinuim la Târnovă, dar încet se rezolvă cu telefonul mobil în mână. Ca să vedeți toți și să vă duceți să deschideți telefoanele în aluatul Taraclia, vin numai decât. Că acolo tare s-au mai lăudat Belețchi că a făcut o răsturnată aluatul. Dar lumea mă cheamă în pământuri, Doamne ferește acolo. Iată. E jale mari. Maria ne aștepta și moșul lui Cibotari. Ne ducem. Ne ducem pe mai în disar, ne ducem la dânsul. Îl găsim și pe deal îl găsim. Lumea vor să vorbească, dar au... Aici. Dar văd că nu-i, închis. Dar de ce? O fugit, da? Asta e tot magazinul lui Cibotari, oameni buni. El deschis, închis, lăcată la ușă. Tot ei cumpără. Tot e lor. Apoi acolo și tot magazin mai departe. Casa lor sau ce? Aha, și e casa. Casa unde a trăit el cu soție prima. Aha. Și când o le-a padat pe dânsă, jumătate au rămas... Lui soție jumătate? Da. Și magazin tot așa, jumătate. Și pe urmă, Sveta s-a dus. Trăiește mai tine în Chișinău, nu știu precis unde. Ia și luat vreun apartament, să o ducă din și da. Se scrie declarația că are casă 30 de lei. Da, 30 de lei are casă. O scrie repede pe fata. Da, că are pe tot locul, are căs. Și o scris declarația, da, 30 de lei. 30 de lei. Eu l-am scris la Autoritatea Națională de Integritate. Deci stai lânașul magazinul. Meșterul Manole. Și aveți aici tot la oaltă magazinul ăsta.
кратчий момент, да, если уход, здравствуйте. Уход с магазина продовольственный еще. Ага, ага. Лукрат, Алперсана, да, Алперсана Лукрат. Шпиурма, честно говоря, шпиурма, дела чеботарец компарадин, а сразу же, дела чеботарец. Чеботарец луат дела дынсу, că el a avut probleme și credit, au făcut cartier, mă tem că în Chișinău și au avut probleme, așa au spus Pete. El a murit, o cinjal și un umer, mă, doi, sravnițelnă și și pe urmă, nu știu și cum s-a întâmplat, el caută unde e problema. Când omul de nu poate, când are problemă, el repede bagă banul. Și a venit și a cumpărat. Mă. Și pe urmă a vândut la domnul Manole. Și a construit... Așa l-am în magazin. Dar cum dacă îi face drumul? Один сам асфальт. Да, корректно. Дорогу и три сюда. И там подвал какой. Все, если там просмотреть, все, какие деньги. Каши Валерию Мунтяну. Да, да. А этот магазин очень хороший. Каши Валерию Мунтяну. De la Florin. Care acum e în aur. Очень нужен нам. USB-ul, o mașină cu tovar, cu lemne la școală, o mașină l-a dus acasă. O mașină la școală, o mașină l-a dus acasă. Școala a rămas neterminată. Valeriu Munteanu. Mă uit că acolo e... Ce scuze? Mă uit că e și grădină, ca să-ți zăbor. Gardul. Gardul la детский садик. Видите, как ходит этот дудник за нами, Зинаида? Это да, она не будет работать дома, она будет ходить по приказу. Ну, он интересовался, да. Двигаться за нами, куда мы, туда она. Да. Бутар, я ее ну, не принят на Дунаре. Спугаре, что... Да, спугаре, что... Ага. Спугаре, что у амени дин сад де ла Дунаре, с идея фара де шкирка, с садуч бодигард, с ищи консильеру consilierul, ăsta președintele Consiliului Raional Don Dușeni și să restul crișa ta, cât crișa ai tu, dar crișa e de la Prisăcaru, oameni buni. Crișa e de la Prisăcaru, ia uitați-vă. Da, 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 da. Parcul e curățit. Crișa уже подтекает немножко от Присакаря крыша. Да. Когда хоронили отца Присакаря, Чеботарь поднял весь дивизион, Шмелев, вся полиция, наверное, была там, в этом селе. Барабой еще провести на кладбище отца Присакаря. Я всегда была поражена, потому что когда какие-то беспорядки, вот в церковь пришел какой-то пьяный, разделся. Можете представить? В день молодежи, какой-то пьяный из какого-то соседнего села, даже не знаю, кто это, что полиция по этому поводу сделала. Он зашел в церковь, и при этих Татьянин день, вся молодежь, полная церковь, и он раздевается практически догола. Это сойти с ума. И звонят Чеботарю, и я говорю, давайте быстрее полицию. Коррект, да, ком, да, медику, полиция, да. Не видела никого, ни медику, никого. Только местный полицейский его завалил вот здесь, возле примарии, на землю, и не мог с ним справиться. Я подхожу и говорю, ты полицейский? Он меня укусил за ногу. Я говорю, ты полицейский? Да. Ты еще в церкви должен был одеть наручники за секунду на него. Да. Поэтому очень много вопросов к местной полиции, как они работают. Да, утацевы, да, утацевы парку, парку. În Buruian, parcul, la ce mi-ai pus copăcei ăștia? Pentru ce? Așa de Buruian. Здесь памятник у нас, где случился инцидент у меня с Чеботарем, где он меня по-всякому обзывал, и я попросила автобус отвезти людей на марш, когда Майя Санду выступала против Плахнюка тогда, а он уже был в партии, учал на меня, и сейчас у меня идет процесс административный, уже 2 года, я не могу добиться правды, как это все было. Свидетели всячески он старается, чтобы свидетели не пришли, не дали показания. Поэтому вот он тут стоял возле церкви, посылал мне на 3 советские буквы. Я не побоялся, что это святое место, памятник. Да он и президент, и он и... здесь да. приходил, командовал работами. С биржи девочки работали. Вот сейчас приехали партия Шора. Выступает у нас в дворце бракосочетания. Представительница партии Шора и говорит, я удивлена, что какая-то биржа в Данюшанском районе. Оказывается, во всей Молдавии это нет, только у вас, надо разобраться. Они все сидят, пиво пьют там, рыбу копченую кушают и получают такие сумасшедшие деньги. Что за биржа? Я сама в шоке, действительно. Вот, это социальный пакет. Это не есть биржа. Биржа, да. Это когда человек увольняется, и государство обязано его трудоустроить. Обязательно, да. Потому что он оплачивал до сих пор... уплатит импозиты на стат, шел кемпер де лукру, садучи ла биржи, принеште бани. Да, мало кто это понимает досконально юридически, что биржи, что такое социальный пакет. Пакет, да. А он раздал всем ромам, я не говорю, ромы тоже имеют право, так, конечно, но такие суммы, и люди, конечно, у нас тоже возмущены. Да, обязательно, петрки, одусеча 300 людей. Бедных, которые да. Уйтаться вы еще остаться на месте монумент. Это очень интересно.
nimic primarul nu face, absolut nimic, oameni buni, dar rușini, dar sunteți consilieri, sunteți consilieri în sat, ce ați făcut cu satul ăsta? Doamne ferește, uitați-vă, așa de... Pentru ce ați făcut parcul ăsta, dacă el nu-i chip de făcut curățenie în parc? Băi, oameni buni, târnă, băi, uite, a început a cosă cu coasa, vedeți? Vedeți, я покажу площадку детскую, где он сделал площадку детскую. И там вот молодые ромы там качались на этих качелях. Я как не пройдешь, они там поломали все эти стульчики. Как он сделал горку, которую дети спускались и разбивали лицо в двух семьях. И мне жаловались, что дети разбили лицо. Не песок насыпать, чтобы ребенок, если скатился с горки, сейчас проверим, насыпал что-нибудь, или так и осталось. Uitați-vă ce brad opus de costistori. Finanțiere, da, costistori ca să puie să crească așa iarbă mare. Doamne ferește, dar unii sunt cei de la birjă? Он попросил деньги у Сатова, я не знаю, кто ему дал финансы на эту детскую площадку, точно не могу сказать, потому что я не могу говорить, как он. Я валел. Все уточнить. И страшно ходить по этому парку. Доамни ферещи, я уйтаться вот так называемо вот сделал. Как видите, здесь детей никого нет, и вот уже все, посмотрите на эти качели. Да, дочку пьешь, я на умру. С тех пор, как, ну, может, в воскресенье, может, и... Попи бурьян! Да, вот посмотрите, за все эти годы, и так он, это все я оставила, эту гальку. И вот это поломано уже давным-давно же, но сделайте, отремонтируйте. Эй, консильери, лор, во вред, консильери, ла примарии, во вред, да вы, ну, фашист, не миг. Говорили, эту проблему поднимали. Здесь только взрослые молодежь тут зажигает. Вижу бутылки. Да, вот ребенок скатился и куда упал. Два лица разбили, рассказывали родители. Да. Дети разбили. Да, посмотрите, какой вот чиди обрубт. Да, дом, да. Мне вот он летит, да. Ребенок, и куда он летит, да? Да. Если головой в эту вот... Валею, да. Вот это да. Как продумывается. А он хватит, в да. Поле футбольное да. Сделал. Да, офакут пентру копии, дом мне ферешт, як то лис. Як ты люпус копач, шо буряну он трекут копачи. Да, кум факи лукру ди, кум нари о коаса, нари ла биржи, ари он кырде лукратори, нари шини косы буряну есть. Домни ферешти, шо сантымпла. Вы его дома снимали, видели там два куска забора желтого цвета? Этой жестью обиты забор детского сада. Поэтому под большим вопросом, не там ли остаток он себе залепил дома, дополнил да, свой да, забор, да. Пытаться. Мизерии тоталы. Мы были в Примарии. Надо сколько было... лет, как уже надо сделали? Было, надо... Не знаю, Бум я сделал. Тут уже столько лет. Я не контролирую. Ему, он постоянно говорит, что я контролирую. Его приходит так, каждый так день. Вы должны. Вы обязаны. Да, так мы о нем и говорим. Да. Да. Разваливается все, как и дороги, дожди. Да, бурьян. Меня возмущала только детская площадка, горка, потому что разбивали люди. Да, они... Да, я рыла, я соукрыла. Да, просто кусаска, да, почему мой пусы, брат, здесь я шаде фрумош? Шадом бурьян. В детском садике. Да. Хотя в площадке в детской, чтобы дети да. Там не... Да, лучше. И те качели, посмотрите, как сломались. Я могу и так, но и горка, страх. Да. И корект. В этом году мы все да, вы ари уамин ла биржа. А вот, лумя мананка разорит, я вен штрынжи. Корект, да вы ари, тресмотри, ари, лумя ла биржа. И жали. Та депинди примар. Он имеет триммер, и когда приезжает кто-то из шишек, вот Дадон, когда приезжал, там триммер работал, наверное, двое суток. Вокруг примарии. Да, спаси лукру ди харам, утац вач пар ди мари. Și satul e mare, 3800 de locuitori, la umbră, minunat. Păi luați și strângeți, cosâți, făceți. Он с тех пор, как примарь, он все время пиарился, он все время малейше что-то сделает для села, тут же публикует во все газеты, всюду, сколько есть, вот я в прессу просматриваю. О, косыт, что ли, подат, ажа, я вот так, косыт, что ли, подат. Ой, кусок, вот, что ли, подат, дом не ферешти. Рынок, куда он перевел, да, там да. Гравий, камни, старушки приходят с палочкой купить творог, пройти невозможно. Рынок был вот на территории этой, он перенес туда вниз, насыпал гравий, и эту территорию, даже ходили слухи, что пытался там продать фавориту. Слухов много, но мы их уже и не слушаем, пока точно не знаем, что натворил он. Есть органы, пусть разбираются, пусть узнают. Да, все эти вещи органы. По документам, да. А если монументу. Да. Ой.
foarte greu. Foarte greu, oameni buni, ei nu vor să gândească, ei vin la putere, fac, ia uitați ce buruian are, și tot e buruian și l-a lăsat așa, plocosit și l-a lăsat, da, și nu-l interesați, rămâne paie pe urme câte lumea. Зато когда журнал ТВ снимал, здесь стоял трактор, и с биржи люди грузили мусор у дочери примаря. Не с биржи должны, она должна нанять рабочих и грузить в трактор. И трактор не должен примаре давать. Да. Только потому нарушений очень много, и я это поднимаю эти вопросы, потому что простой бабушке какой-нибудь предложить трактор вывезти мусор, это ума надо палату. Наверное, нам нельзя, нам простому что? Догадаться. А им, да, тет пентру дэнши, тет пентру дэнши. Tăiat pentru dânsii, oameni buni, îi jale mare, plecăm mai departe la Consiliul Raional, am să ne întoarcem încoace înapoi, am să ne întoarcem cum am lume care vor să spună, să vorbească, s-a început lumea să vorbească, să distrugem schemele astea lui Valentin Ciobotar, că o ținut satul ăsta într-o teroare nemaipomenită. Lumea să teme. И ну спать или пусть около министерства этого просвещения должно отвечать. Биржу поставьте, уберите немножко в этом, посмотрите, как заросло. Вот это. Да, да, и вы. Это примария напротив же. Да. Что за кусты? Там просто уже лес внутри. Помогите, может, школа не справляется. Дайте каких-то биржевиков. Дом не феришь, люди же приезжают сюда, выборы идут. Даже директория виноваты. Și directoarea e vinovată. Directoarea împreună cu Ciobotar. Ciobotar, da. Directoarea e vinovată, nici nu se discută. Ani vmeste tam procucivale remonte școli. Da, primărie e tot în buruian. Primărie e tot în buruian. E rușine. Un primar cum scade, face ceva pentru sat. Ne ducem la Don Dușeni. Zăidem cu Lune tam. Da. Da. Uitați-vă. Luați și distribuiți. Și am să ne întoarcem înapoi, da.